Constantin Budescu s-a înțeles cu Astra pentru un nou contract, dar se gândește la un nou transfer. El a declarat astăzi că își dorește foarte mult să mai prindă un contract de joc la o formație puternică din Europa. De aceea, fotbalistul a cerut celor de la Astra să poată pleca oricând la o grupare din străinătate, iar oficialii clubului i-au promis că îi vor da drumul fără probleme. Cel mai probabil, Budescu va accepta o înțelegere pe 2 ani și jumătate. Jucătorul care va împlini 28 de ani în luna viitoare a mai spus că se simte cel mai bine la Astra, iar acest lucru a contat foarte mult când a fost vorba de prelungirea contractului. Astristul a povestit și despre oferta venită de la Gigi Becali. Nu-mi place să mi se pună sula în coaste, s-a exprimat atacantul după ce bucureștenii au cerut în câteva ore să le dea răspunsul în privința ofertei lor. El spune că a cerut timp de gândire să se consulte cu familia, iar ei nu au fost de acord și totul a picat. Conducerea Astrei oferă lui Budescu un salariu de 20.000 de euro pe lună și o primă de instalare de 150.000 de euro. Mai mult, de carul Astrei va primi și 40% din suma unui transfer ulterior. Unul dintre cei care s-au bucurat mult că Budescu a rămas astrist este antrenorul Marius Șumudică. În glumă, el a precizat că l-a prezentat pe Budi jucătorilor ca fiind noua achiziție, iar acesta trebuie să le facă cinste tuturor cobe pentru nouă înțelegere. Antrenorul astării mai speră ca Budescu să iar iarăși echipa națională deoarece selecționată antrenată de Neamțul Daum are nevoie de un număr 10.